Da, un proiect de emisiune de obligațiuni municipale nu putea să aibă loc fără implicarea celei mai mari autorități locale din Republica Moldova, așa nume Primăria Municipiului Chișinău, care evident că, pe lângă faptul că are și cel mai mare buget la nivelul autorităților locale, are și cele mai multe proiecte investiționale care sunt în plan a fi realizate. Și Primăria Municipiului Chișinău încă de prin anii 2014 în strategia de modernizare a transportului public din Chișinău și-a propus creșterea condițiilor de confort ale cetățenilor din Chișinău în ceea ce privește transportul public. Respectiv a fost aprobat mai multe documente strategice prin care urma să fie modernizat atât parcul de autobuse cât și cel de trolebuse. Și în anul 2021 a fost aprobat planul de modernizare a parcului auto, respectiv a fost propuse procurarea unui număr de autobuse și a unui număr de trolebuse, respectiv pe dimensiunea de trolebuse, prin intermediul emisiunii de obligațiuni municipale a fost propusă atragerea a 65 de milioane de lei pentru procurarea a 20 de trolebuse în cadrul unui proiect investițional mai mare de o valoare de 99,2 milioane de lei, respectiv restul resurselor urmând a fi acoperite din resurse proprii. Atât proiectul investițional în ceea ce privește procurarea și, de fapt, asamblarea trolebuselor la Chișinău, dar și atragerea resurselor financiare prin intermediul emisiunii de obligațiuni, au fost consultate cu cetățenii, au fost aprobate de către Consiliul Local, respectiv toate procedurile fiind realizate. Și la începutul anului 2022 a fost luată decizia de a atrage această finanțare pentru procurarea și asamblarea a 20 de trolebuse. Din perspectiva structurării instrumentului de obligațiuni, trebuie de menționat că obligațiunile pe lângă creditele bancare permit o flexibilitate mult mai mare atât pentru emitent cât și pentru investitori și dacă până la momentul anului 2022 primăria pentru implementarea proiectelor investiționale atrăgea în mare parte fie resurse de la bănci prin intermediul creditelor bancare, fie resurse de la parteneri externi, păi iată, emisiunea de obligațiuni a permis o structură mai flexibilă din perspectiva deservirii acestei datorii. Valoarea nominală a întregii emisiuni a fost de 65 de milioane de lei, cu maturitate de 7 ani. Vedem că aici vorbim deja de o maturitate cel puțin dublă față de celelalte două primării. Un element distinct a emisiunii de obligațiuni de la Chișinău este rata flotantă a dobânzii. Evident, cercetările realizate de către intermediarul MAIB la acel moment au determinat că pentru o asemenea sumă și pentru o asemenea maturitate, investitorii ar putea să nu accepte o dobândă fixă, respectiv să a mers pe o dobândă flotantă și cu periodicitatea achitării cuponului și dobânzii de semestrială. Deoarece dobânda a fost flotantă, evident, situația la nivelul deservirii datoriei a fost deosebită decât celelalte primării. Referința acestei dobânde a fost rata medie efectivă ponderată pentru valori mobiliare de stat și este vorba de bonuri de trezorărie cu maturitatea de 364 de zile plus o marjă fixă stabilită de 1,1 puncte procentuale. În termeni mai simpli, practic, valoarea dobânzii, nivelul dobânzii pentru aceste obligațiuni erau influențate de ratele la valorile mobiliare de stat și pe acest grafic vedem că urmare șocului generat de războiul din Ucraina și inflația accelerată, ratele la bonurile de trezorerie au ajuns până la nivelul de 23%, respectiv la acel moment rata efectivă pentru obligațiunile de la Chișinău au ajuns până la nivelul de aproape 25%. Totuși, trebuie să menționăm că acesta a fost doar un episod scurt care a început în anul 2022 și s-a sfârșit la fel de rapid în trimestrul 1 a anului 23, în momentul în care inflația a scăzut rapid, respectiv și
dobânda la bonurile de trezorerie la fel au scăzut și implicit și dobânda la aceste obligațiuni. La moment, practic, primăria, având deja un avantaj față de alte instrumente de atragere a finanțării, vedem, spre exemplu, că ratele la obligațiuni au scăzut sub ratele la creditele bancare și deja, ținând cont că mai sunt 5 ani de administrat această datorie, putem spune că primăria se împrumută la costuri mai mici decât alte instrumente de pe piața financiară. În ceea ce privește distribuirea acestei datorii, trebuie să menționăm că cele 65 de milioane atrase prin emisiune de obligațiuni este o mică datorie în comparație cu toată datoria pe care o are atrasă primăria municipiului Chișinău. De cealaltă parte, veniturile totale, dar și veniturile proprii sunt la nivele care pot desfiri această datorie. Vedem din figura dată că veniturile proprii în anul 2024 sunt prognozate la 3,1 miliarde lei, respectiv o datorie de 65 de milioane nu este o problemă pentru primăria municipiului Chișinău. De altfel, nu au fost înregistrate până la moment careva întârzieri la plata dobânzilor către investitori. Ca și concluzii, la fel, procesul de a alege proiectul investițional, dar și instrumentul de finanțare au fost consultate în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Proiectul investițional s-a aliniat perfect cu obiectivele strategice ale municipiului, ținând cont că îmbunătățirea transportului auto este o prioritate permanentă la nivelul primăriei. De asemenea, și intermediarul a fost selectat în bază de concurs. Am menționat deja că bugetul a rămas unul sustenabil și nu au fost înregistrate careva întârzieri, iar proiectul a fost realizat foarte rapid, ținând cont că primăria municipiului Chișinău avea un acord cadru cu uzina din Belarus pentru procurarea și asamblarea trolebuselor și, practic, procurarea de trolebuse noi a adus beneficii enorme pentru locuitorii orașului Chișinău, atât din perspectiva faptului că au fost extinse rutele de trolebus. Vedem deja trolebus care ajung până în suburbiile Chișinăului, mult mai multe. De asemenea, a fost extins și numărul trolebuselor care circulă în Chișinău și vedem cu toții confortul pe care îl oferă trolebuse de model nou, care au și aer condiționat, mai ales în zilele de astăzi, simțim cel mai bine. Cam asta sunt detaliile emisiunii de obligațiuni la Primăria Municipiului Chișinău.